Horia Constantescu, văzând lista de consilieri locali, se poate spune că sunteți un posibil primar confiscat de interesele domnului Dumitrache? Cu siguranță nu, și o să explic și de ce, pentru că pe această listă m-am asigurat că sunt și nume cu care administrația publică locală, nu numai eu, va rezona. Am insistat și domnul Dumitrache a fost de acord și iată că lista aceasta duce în fața cetățenilor constanțeni și nume de avocați și nume de medici și nume ale unor persoane care cu siguranță, făcând parte din echipă, vor asigura acestea o funcționalitate cât mai bună. Trebuie să înțelegem că nu trebuie să fie întreaga listă alcătuită din avocați, este ca în fotbal un vârf de atac, mai mulți mijlocași. Vorbim de oamenii eligibili. Pe lista eligibilă avem pe colega noastră Cristina Roman. Un singur om diferență este față unul de dintre anii cei mai buni, este unul dintre cei mai buni și aș vrea să înțelegem că reprezentativitatea listei de consilieri o dau cetățenii. Șefii de zone, așa cum se numesc în cadrul structurii municipale, sunt cei care au ajuns să ocupe această poziție în organizația municipală, fiind la rândul lor susținuți de către organizațiile mici locale, care la rândul lor sunt susținute de către cetățeni. Aceasta este societatea constanțeană și avem nevoie să avem oameni care să reprezinte fiecare dintre segmentele sociale. Pe cine credeți că reprezintă Dede Perodin, de exemplu? O mișcare sindicală importantă din portul Constanța, sunt oameni care rezonează cu acesta din punct de vedere organizatoric, chiar dacă au fost momente în care și pe mine m-a scos la tablă pentru a rezolva anumite situații ce țineau de organizarea structurii municipale, are reprezentativitatea necesară, repet, a unui segment important de lucrători din portul Constanța, cetățeni și ai Constanța. Mulțumesc!